Mergem mai departe, casele a 200 de locuitori din comuna Săpânța, dar și primăria din localitate sunt percheziționate în acest moment de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice. De ce? Aproape toată comuna e suspectată că ar fi cazat fictiv refugiați ucraineni pentru a încasa banii de la stat. Pentru asta, Vasile Dale vine cu toate informațiile acum în direct la știrile dimineții. Vasile, bună dimineața, ce spun oamenii, cum a fost posibil asta, ce au descoperit polițiștii până în acest moment? Bun găsit tuturor! Așa cum spunea și voi, vizați sunt funcționari din cadrul Unității Administrative Teritoriale Săpânța, dar și locuințele a 203 localnici. Polițiștii bănuiesc că aceștia ar fi încasat aproximativ 2 milioane de euro, sumă care ar fi reprezentat contravaloarea cheltuielilor cu hrana și cazarea pentru cetățenii refugiați din Ucraina. Prejudiciul cauzat reprezintă sumele plătite de fondul de rezervă bugetară prevăzut în cadrul programului 50-20. Pe lângă acești locuitori sunt vizate și câteva pensiuni din Sighetul Marmației, Iogna, Sugata, Gremeț, Vadul Izei, Rozavlea, Rona de Sus, Oncești sau Giulești. Practic aproape toate comunele din Maramureșul istoric. În acest moment sunt peste 400 de polițiști angrenați în aceste activități și ei s-au deplasat acolo cu peste 100 de mașini. Din câte știm noi, au fost emise deja 6 mandate de aducere. Se pare că pe numele unor funcționari publici de acolo de la Săpânța, aceștia urmează să fie aduși în Baia Mare pentru a fi audiați. În orice caz, acțiunea este în plină desfășurare în acest moment în comunele din Maramureș. Vasile Dale, mulțumim foarte mult pentru relatare.